Am ajuns la cabana unde suntem cazați prieteni, aici o să stăm câteva zile. Filmează puțin Adiță să vadă oamenii peisajul. Super peisaj, arată foarte mișto. Și haideți acum să vă prezint cum arată și în interior. E pe stilul rustic, da, ca la țară, cu portiță, cu ușă. Haideți, prieteni, să vedeți. Exact ca și la mama aia la țară, să zic așa. Stilul rustic arată foarte mișto, foarte interesant. Hai să începem cu living-ul. Sufrageria mare, frumoasă. Șemineu acolo, tot ce trebuie, o să facem un foc frumos de seară. Să dau mai încet un pic muzica. Așa, să ne auzim. Da, îmi place foarte mult, prieten, pare așa un pic din filmele horror, da, podeaua scârție puțin, dar cred că o să fie foarte mișto, foarte interesant, o să jucăm multe jocuri, o să ne distrăm, o să mergem și la pârtie, o să facem mai multe activități. Uite, acolo se vede și curtea puțin. E Simona și Alex, prin curte inspectează. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Ușa asta ne duce tot afară în curte, nu? Aici avem jacuzzile. Da? Apa. E fierbinte, merge. Poate o să prindem și o ninsoare, că s-a anunțat zăpadă de mâine. Aici masa de familie, unde o să mâncăm cu toții. Bucătăria. Și are mai multe camere. Asta ar fi una din ele. Ia cum se aprinde lumina. Nu e cu bătaie din palmă? Nu e de aici. Asta e pe stilul rustic, nu merge cu bătaie din palmă. Nu are... Nu e casă inteligentă, nu? Aici toaletă, în fine, haide să ieșim pe aici, că e un labirint, are mai multe ieșiri, intri pe aici, pac, ai ieșit în bucătărie. Hai să mergem și la etaj, rapid, să vedeți un pic cum e și la etaj. Oricum, o să aveți timp să mai vedeți pe aici, că o să tot filmăm. Aici sunt scările, cu scârțăit, cu tot ce trebuie. Sper să nu se plimbe prietenii noaptea pe aici să ne dea palpitați cu scârțiel, cu din astea, dar nu cred că e cazul, că nu suntem noi fricoși, nu, Adi? Da. Aici e camera mea, prieteni. Tot ce trebuie, două paturi, nu știu ce o să fac cu două paturi, dar în fine. Priveliște, ai priveliște, aici la geam, frumos. Așa. Avem și un balcon aici, micuț. E foarte mare. Așa, balcon cu super priveliște. Și măsuța de cafeluță. Așa. Aici e baia. Parcă m-am mutat, nu? La casă nouă, așa o prezint. Ok, și aici un dulap. Să nu fie ceva ascuns prin el. Să-l deschid sau... Da. Să nu apară ceva, nu știu. Hai că e ok. Nu chiar ok, da. Cred că mai rezistă vreo două zile. Nu cred că o să cadă. Aici la fel, prieteni, încă un open space mișto. Cu balcon. Balcon, aici se vede. Foarte mișto. Acolo e soția mea frumoasă, mașina. Ok. Și mai sunt câteva camere, aici e podul misterios. Nu știu ce e aici, că văd că e lacătul pus pe ușă. Știți, exact ca în filmele horror, întotdeauna e o ușă încuiată.
unde nu ai acces și nu știi ce e acolo și ce ascunde în spatele ei, deci e perfect. Așa. Aici mai sunt câteva camere. Mai avem și aici o cameră sau două. La fel cu balcon. Da, cam asta este casa prieten, cabana unde o să stăm. Îmi place, pe stilul rustic, foarte mișto, parcă suntem la țară. Nu, e ok, e foarte drăguță. Îmi place foarte mult că o să stăm toți împreună, o să putem să jucăm fel și fel de jocuri, să ne distrăm. Că dacă eram la un hotel, să zic că nu aveam un living mare unde să stăm toți într-o sufragerie mișto, să ne jucăm la șemineu. Așa că o să fie foarte mișto, rămâneți aproape, mă duc să descarc bagajele din mașină și ne vedem imediat. Cât fetele fac cumpărături, am venit să-i dau rapid un jet, după care mergem înapoi la cazare. Haide, Virgile, dă-i! Salut, prieteni, sunt aici cu frații mei, cu prietenii mei, ne relaxăm puțin. Salutare! După atâta muncă e bună și puțină relaxare, așa că o să ne relaxăm vreo 2-3 zile pe aici, pe la munte. Salutați băieți pe... Salutare! Salutare, băieți! Salut! Ia de aici, hai că ți le fac eu. Amestecă. Ce filmezi acum, Florentina, când jucăm? Cărți pe bani? Doar eu cu Benny? Gata, prieteni, a început și să ningă. Acum trebuie să procurăm niște hrană. Ne pregătim să facem un grătar și începem să tăiem niște lemne ca să facem un foc frumos. Hai că mă pricep. Se vede cine se pricepe. De Fabiela a tăiat aproape toate lemnele alea. Am încercat să zic că eu le-am tăiat, dar nu prea mă pricep și m-am cam dat de gol. Sergiu e profesionistul. Salutare, băieți. Salut, Benone. Salutare. El e omul care o va face grătarul. Grătangiu. Ești fochist sau cum se zice? Fochist, grătangiu, tot ce vrei, Alex. Haide, Beni, fă un grătar bun, frate. Salut, Alex. Salut. El e ajutorul lui Beni pe grătar. Cel mai bun ajutor. Văd că ai făcut ceva foc aici. A prins focul aici, nu mai pot să-l potolesc. Mamă. Păi nu se ard micii? Păi puneam acum așa, să vedem, dacă o ia, o ia. Bună, fetelor. Bună. Ce faceți? Pregătiți carne pentru grătar? Da. Ați răspuns în cor. Super. Ia să văd ce talent ai la pregătit carne. O crestează acum. Și trebuie să ne uităm în puiul ăsta de pui. Să ne uităm dacă are sare. Boia dulce. Mici nu au luat? Ba da. Rosmarin. Aia sunt baza. Avem. Salut, Adrian! Ai dezăpezit-o? Încerc. E ceva zăpadă, nu? Da. E un pic mai mult decât era ieri. Bună dimineața, prieteni! Am început o nouă zi. Aseară am încercat să postez un vlog, dar aici semnalul este foarte, foarte prost și îmi dădea vreo 5 ore să se abladeze videoclipul și am renunțat. Așa că o să fac un singur video cu aceste 3 zile de la munte. Acum ne-am trezit, am mâncat ceva și ne dezăpezim mașinile. Ați văzut că ieri nu era deloc zăpadă, azi noapte a nins și ne-a îngropat zăpada.
Stați, prieteni, ce coadă mare e. Aici e o coadă mult mai mică, prieteni, și merge foarte rapid. Filmează un pic să vadă coada din spate. Bine, nu poate să o prindă că e mult prea mare. Ne luăm bilet aici și mergem să vedem niște peisaje frumoase. Am ajuns în vârf, prieteni, e un frig aici, am înghețat, viscol, minus 14 grade și am intrat să ne încălzim puțin la o ciocolată caldă, după care o să coborâm și vedem ce mai facem după, poate închiriem niște ATV-uri dacă găsim. Nu prea sunt eu cu sporturile de iarnă, nu îmi place să stau o oră la coadă să mă dau 10 minute, nici nu știu, sunt mai mult cu pescuitul, cu căldura, cu astea. Am înghețat de frig, prieteni, am oprit să facem niște poze frumoase aici, că e o super priveliște. După care o să mergem, facem niște cumpărături și ne întoarcem acasă, că e bine la căldurică, jucăm un remi sau un activity și ne încălzim. Hai să... 50? Să nu vadă lumea minus 100, nu? 55 la minus 65. Deci 10, 130, 20, 140. Salut, prieteni! Acum jucăm un dart. Noi mereu jucăm cu o miză, că altfel n-are farmec. Pierzătorul trebuie să meargă la magazin pe jos să facă cumpărăturile pentru film, chipsuri, popcorn și alte chestii care au puține calorii. O să punem un film frumos imediat și să vedem până acum conduce Sergiu 7, nu? 7, 3 și 2, Benici, campionul din urmă. Hai să vedem cine câștigă. Hai, dă-i. Ah, bârci. M-am intimidat un pic. Bârci. Bârci. Aproape mea. 9, da? Da. Ultimul punct, cine trimite Sergiu pe amândoi la magazin? Hai, Virgil! Ah, nu, doar Beni, e mâna lui Beni. Ah, a dus mâna lui Beni. Gata, prieteni, a câștigat. Bravo, Sergiu! Bravo, frate! Ești bun la dat? Bine, o dăm noi, Virgil, care pleacă dintre noi doi? Mergem amândoi. Bă, o dăm care pleacă dintre noi doi? Nu, mergeți amândoi, că așa a rămas. 10? Hai, nu. Beni n-a vrut să mergem împreună la magazin, a zis să ne duelăm și doar unul să meargă și am 8-5 și o să-l bat măr. Hai că vedem. La 10 ai plecat la magazin, poți să-i faci lista lui Beni. Hai că e direct 9-5. Cum ai vrut-o, Beni? Am vrut să merg cu tine, frate. 9-5. Și serva de adio, cum zic la ping-pong, nu? Ah, departe, da, nu contează. 9-6, serva de adio. Dau la mișto, fii atent. Ah, departe. Asta e bârci. 9-7. Se apropie. Se apropie, prieteni, l-am lăsat să fie miză. Pentru că acum o să dau 100 următoarea. 9-8. Am încep să am emoții. Asta e, prieteni, asta e punctul câștigător. Îmbracă-te! Îmbracă-te, Danone! Drum bun, îți dau lista, da? E o super senzație, prieteni, un moment foarte mișto. Deși au trecut doar câteva ore, deja am schimbat fundalul, uitați-vă puțin. Moment. Bună dimineața, prieteni, este ultima zi, ne-am făcut un sandwich în rețetă proprie și stil propriu, după care mergem, strângem bagajul și o să plecăm către București. Ia, filmează-l mai de aproape.
Uitați, prieteni. E în stil propriu. Eu am inventat rețeta asta. Cred că o să mă contactezi după vlogul ăsta să-mi cumpere rețeta. E top. Gata, prieteni, asta a fost mini vacanța noastră. A fost foarte frumos. Chiar dacă ieri au fost minus 15 grade, astăzi minus 2. E foarte echilibrat. Când am ajuns au fost 9 grade plus. A doua zi imediat minus 14 grade. Am prins două anotimpuri practic în 3 zile, cum ați văzut pe filmare. Acum o să mergem către casă și o să ne vedem pe parcurs. Hai, mai facem o dată, da? Ia, pasă acolo. La lumul eu socializez, foarte mult socializez. Am ajuns acasă, prieteni, a fost o mini vacanță foarte mișto. N-am mai postat aceste 3 zile pentru că n-am avut internet foarte bun acolo, dar am să recuperez. Mâine o să fac un super vlog foarte mișto cu o provocare, o să vedeți, nu vă zic mai multe detalii, așa că rămâneți aproape. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, share și subscribe și nu uitați, pentru o viață frumoasă, evitați răutatea, bârfa, invidia și fiți bucuroși.